Nu, a pur din cinematografe, super producția celor de la Marvel cu supereroi și super actori. Nu apare Superman, nici măcar Spider-Man, dar despre asta și despre eroi să vorbim puțin mai încolo. Pontul va fi întotdeauna atacat, sau cel puțin doi de către popoare de pe alte galaxii. N-am înțeles niciodată de ce vor să le distrug. Ei se cred mai deștepți, deci probabil ar trebui să ne fure toate resursele. Nici măcar de șaurma nu vor să aibă parte de la noi. În ordinea numărului de la pantof, supereroi. Iron Man, adică Robert Downey Jr., care e pus pe glume, dar pus bine de tot. Dacă în timp ce erai la coadă, la bilete, încă nu te-ai hotărât, dacă merită să vezi 2 ore și 20 de minute eroi care se bat, ascultă aici la Bunescu, merită doar pentru glumele purtătorului de cioc și costum metalic. Hulk. Bă, ăsta apare mai târziu prin film și când nu bate tot ce prinde, inclusiv pe cei din gașca lui, mai apare în câteva ipostaze amuzante. Și apoi iar bate pe cineva. Și bat. Și bat. Și bat. Parcă ar fi decupat din reclamele de la ferestele Q-Fort. Captain America, deși e destul de bătrân, aducea băiatul de a cărei sexualitate te cam îndoiești. Deși te aștept să vezi măcar două scene fierbinți cu el și Black Widow, apropo, Văduva Neagră, Scarlett Johansson, ce îi mai place, costumul de piele mulat pe formele care se văd doar prin haine. Ah, și buzele ei acoperă cam jumătate din ecranul de la IMAX. Apare și Hawkeye, care face drumuri repetate din tabăra celor buni, în tabăra celor răi, parcă ar fi un politician român din ziua de astăzi, vă sună cunoscut, știu. Thor și frățiorul au probleme în familie și ba sunt frați, ba Loki e adoptat, ba iar sunt frați. Loki încă e supărat pentru că n-a fost ales el rege. Thor, cu ciocanul său, bate tot ce prinde. Tot. Ba chiar se întrece în ciocane și în glume cu Iron Man. Concluzii. Filmul primește de la mine nota 8,5. Nu m-a plictisit, a avut glume chiar bune, acțiune poate peste așteptări. Din păcate, Natasha e prea îmbrăcată. Probă. În ordinea numărului de la pantofi, supereroi. Iron Man, adică Robert Downey Jr., care a... Apare și Hawkeye, care... Hawkeye care, mă, cum să... Apare și Hawkeye... Thor și ciocanul său. Thor și ciocanul său bat tot ce prinde. Puh, băgămeș, puh, băgămeș, puh, băgămeș. Concluzii. De la mine filmul... Puh.